Chișinău și Bucureștiu sunt, nu le spun capitale încă, le spun două localități cu caracteristici similare. În sensul în care nici Bucureștiu, nici Chișinău nu își cunoaște istoria. La București, lăsasem niște filmulețe cât să ruleze pe ecran. La București vorbim de garduri, vorbim de o delimitare a unui spațiu. Gardurile au fost gândite și au fost gândite pentru a arăta locul unde se oprește o proprietate privată sau publică față de altă proprietate. Ar trebui să știm unde e proprietatea noastră, ar trebui să știm unde e proprietatea vecinului și avem nevoie de un element de configurare, uneori un element ingineresc, care să-mi arată unde, cum e proprietatea respectivă. Aceste garduri, în ultimii 200 de ani, au avut mai multe roluri. Pornind de la rolul estetic, orice construcție, eu sunt inginer la bază, arhitecții o să ne vorbească mai mult despre stilurile arhitecturale, dar orice construcție, într-un anumit stil, trebuia însoțită de un gard. De un gard care să pună în valoare construcția, un gard semi-transparent, poate un pic metalic, nu un gard opac, care să pună în valoare construcția din spatele lui. Astfel încât orice trecător, orice cetățean până la urmă, putea să observe cât de falnică, cât de frumoasă e acea construcție. Totul a funcționat bine și frumos până în anii, hai să zicem, până în perioada interbelică, anii 1940, când acest rol de frumusețe, de arătare, de fălnicie până la urmă, a fost transformat într-unul de ascundere. Să ne ascundem proprietatea noastră de proprietatea vecinului. Hai să ne apărăm proprietatea noastră de prietenii noștri, vecinii noștri, concetățenii noștri. Colapsul a intervenit undeva în perioada comunistă, odată cu decretul 74, odată cu legea sistematizării urbane, care mi-a interzis până la urmă tot ce însemna dezvoltarea extravinalului localităților. Asta înseamnă că toate orașele din România și mai ales și în București nu au avut voie să se extindă. Ele au început ușor, ușor să se comprime. Ele s-au dezvoltat similar unui, hai să zicem, unui burete în interior. Pe măsură ce populația creștea, veneau locuitorii în București, sau erau mutați, putem să spunem și așa, oamenii aveau nevoie de spațiu de locuit. Locuirea nu s-a putut dezvolta în exteriorul orașului, s-a dezvoltat în interior. Deci am avut de-a face cu o creștere a densității orașului într-un anumit teritoriu. Apoi a venit, după Revoluție, pe 27 decembrie 1989, a fost primul decret prin care noi am anulat toate legile, hai să zicem, legile importante din perioada comunistă și decretul din legea din 26 decembrie 1989, care a fost publicată, a intrat în vigoare a doua zi în 27 decembrie 1989, mi-a anulat această lege de sistematizare urbană din 74 și orașul nostru Burete a început să se dilate, a început să se desfășoare cum a putut, unde a putut, fără un element de planificare mult mai concret. Au apărut zonele, s-au dezvoltat zonele periurbane. Lumea și-a cumpărat proprietăți și primul lucru pe care l-au făcut, asta e documentabil și dovedibil, și-au construit gardul. Până să-și edifice construcția, până să-și facă căsuța, blocul, spuneți-i cum vreți, și-au făcut gardul. Un gard
mult mai opac, mult mai limitator în accesul cetățenilor, atât din punct de vedere vizual, construcțiile nu mai erau atât de mult vizibile din exterior către interior și construcțiile au început să, până la urmă, să piardă din stiluri, dar aici o să vă povestească mai mult arhitecții. Apoi a urmat perioada de dezvoltare acestor, le spunem noi, gated community, acelor ansambluri rezidențiale, unde noi nu ne-am mai făcut garduri per parcelele noastre de 200 de metri, 400 de metri pătrați, ne-am făcut un mare gard cu pază, cu camere de supraveghere, cu interfoane, spuneți-i cum vreți, pe o suprafață de 500 de metri pătrați, 800 de metri, 900 de metri pătrați, unde acele comunități s-au mutat. Acele comunități aveau acces pe proprietatea lor, pe spațiul lor, unde există o lotizare, unde există o altă proprietate individuală, doar accesând anumite puncte. Nimeni din exterior nu vede ce se întâmplă în acele comunități. În plus, odată cu tot ce înseamnă sistematizarea urbană, în momentul în care noi ne edificăm gardurile, până să ne construim construcția, casa, ce avem noi de făcut acolo, transformăm spațiul public, compus dintr-o stradă, zonă pietonală și zonă auto, într-un tunel. Nu vedem ce se întâmplă în stânga, nu vedem ce se întâmplă în dreapta. Mergem cu Peugeot sau mergem cu vehiculul din punctul A în punctul B în linie dreaptă. Uneori mai curbăm drumul, dar asta e un element secundar. Nu vedem ce se întâmplă, nu mai avem acces vizual la ce se întâmplă în orașul nostru. Toate aceste elemente identificabile în anii 1930-1940 au blocat, odată cu dezvoltarea inclusiv a stilului neoromânesc, unde toate construcțiile erau mult mai vizibile din stradă sau din spațiu public în către spațiu privat, transformate brutal prin ascunderea lor, au închis inclusiv potențialul de dezvoltare a acestor stiluri arhitecturale. Apoi, ca ultimă idee, inclusiv că tot rulează aici pe ecran niște imagini din București filmate în 2018-2019, înainte de pandemie, avem stilul, cred că e un stil, nu știu dacă e neapărat românesc, e un stil uman, să îngrădim cât de mult putem spațiu public. Spațiu public care nu trebuie deranjat de cetățeni care vor să-și plimbe copiii, animalele personale, spațiu public verde care nu trebuie călcat, nu trebuie, hai să spunem, distrus, vandalizat de alte persoane ca noi. Avem un stil, cred că e un stil uman, nu știu, aici avem nevoie de un psiholog care să ne explice mult mai bine. Un stil de a construi unde putem, cât de mult putem, cât de înalte putem, cât mai multe garduri, astfel încât ele să fie de preferință cât mai trainice, astfel încât să nu intervenim prea mult la ele, pentru că scopul nostru e să intervenim la construcții. Gardurile și limitările sunt pe planul secundar și pentru asta sunt lăsate un pic la o parte. De povestit despre limitări și de planificare, putem să povestim cât de mult doriți, dar mi-aș dori să purtăm o discuție ca să înțelegem până la urmă și preocuparea dumneavoastră și modul în care doriți să descoperim Bucureștiul și să descoperim orașele în care trăim. Da, și acum 15 ani, și acum 10 ani, și acum 5 ani, și ieri, și astăzi.
la o bună parte din orașele germane vechi aveți aceeași manieră de a proteja. Problema e clar, de a proteja ce e în spate. Din punctul meu de vedere, problema este de viziune arhitecturală, de faptul că cineva stabilește o regulă care este cât de cât ok în orașele astea de tip transilvan și lipsa totală a acestor reguli sau povești care sunt în București. Nu aveți, descoperim acum câteva zile o curte fenomenală când cu festivalul și alămurile și o să avem ceva și astăzi, înțeleg, dar e același lucru, nu se vede în spate. A, că în București înainte se putea vedea și că era remarcabil, dar Bucureștiul a trecut printr-o etapă de tâlhărie și nevoie de apărare care a justificat omenește ce e acolo. Când ți se fură mașina la 3 luni de zile, când la etajul 1 se urcă hoții pe și vă fură ce aveți în casă sau la etajul 2 chiar, păi sigur că prima preocupare este hai să mă apăr. De fapt, că se fac parcurile, că își face... Dacă vreți, este o justificare a ceea ce se întâmplă din punctul de vedere a cuiva care a avut această dilemă imensă pe terenul pe care și l-a construit. Cu siguranță spațiu privat și spațiu public trebuie delimitat și la un moment dat când spațiu privat este atacat, e până la urmă hărțuit de, putem să spunem, prieteni, inamici, în funcție de perioada în care discutăm, avem nevoie clar să ne securizăm. Toate elementele menționate de dumneavoastră țin foarte mult și de școala de planificare românească. Avem, la un moment dat, am fost foarte mult inspirați de școala franceză. Școala franceză, care are la bază în zona de planificare, delimitarea foarte clar, acele garduri vegetale. Nu vorbim neapărat de construcții, vorbim de garduri vegetale care erau o baricadă opacă între spațiu public și spațiu privat. Asta în opoziție cu școala, de exemplu, școala britanică, care nu are delimitări. Vedem, avem elemente de delimitare vizuală a celor spații, dar nu există niciun obstacol între spațiu public și spațiu privat, mai puțin partea de construcție. Da, toate gardurile noastre au avut și au un rol, mai ales în, dacă ne uităm inclusiv la cetățile fortificate, la tot ce înseamnă interiorul arcului carpatic, rol de apărare. Trebuia să ne apărăm proprietatea, trebuia să ne apărăm nu doar proprietatea, trebuia să ne apărăm carul cu boi, grânele muncite în decursul unui an de zile pentru a nu fi prădate de prieteni, să spunem. Da, depinde foarte mult de perioada în care discutăm. La un moment dat ne-am protejat, la un moment dat ne-am deschis, după aia iar ne-am început să ne protejăm din, hai să spunem, lipsa unei reacțiuni a unui stat normal, care să ne protejeze proprietatea de interacțiunea. Da, dacă îmi permiteți, imediat. Eu exact cu asta am vrut să încep și, de fapt, continui. Trebuie să contextualizăm perioada, deci, despre care discutăm. Rolul gardului nu este nimic ieșit din comun, apare odată cu omenirea, ca să-și securizeze viața și, ulterior, ce a adunat în contextul spiritului de proprietate. Elementul, probabil, provocator și secvențele video pe care le-ai prezentat sunt legate de partea lor estetică. Că îngrădim și facem diferență între al meu și al tău sau între al meu și al altora, e ceva, cum ai spus, uman. Numai că odată cu dezvoltarea fiecărei societăți, lumea fie că își crește
înălțimea gardului sau densitatea scândurii sau din ce este făcut, ca să nu mai vezi nimic ce este în spate, fie că îl minimalizează sau chiar exclude. Aici e vorba de securitatea și spațiul acesta, deci vital, cât de sigur te simți acolo unde trăiești, acolo unde activezi. Însă elementul esențial, casa mea, cetatea mea, rămâne valabil până în prezent, ca omul să-și protejeze spațiul de viață. Provocările post-revoluționare sau post-totalitare ne-au făcut să ne îngrădim din nou. Adică eu nu zic că în socialism era bine, dar vine partea cealaltă legată de furturi, jafuri și multe alte elemente nocive pentru securitatea omului și bineînțeles că a încercat să-și rezolve fiecare problemă. Cred că nu au fost stabilite reguli clare care să ne mențină într-o zonă a esteticului. Deci nimeni nu spune să nu-ți faci gard, dacă consider că vrei, dar să respecti niște reguli ca să fie totuși ceva într-un context al planului urbanistic, al sectorului, al cartierului și al zonei unde locuiești, ca să nu apară chestiuni care e o groază de ceea ce vedem uneori. Și nu e doar cazul Bucureștiului. Eu cred că e situația în multe orașe ale statelor post-totalitare, dar mai ales în partea asta este centrală europeană. Fiindcă tema festivalului este legată de hotar, graniță sau cum vrem să o numim, deci e o chestiune istorică și mie mi-a venit în gând aici fâșia de pădure pe care au făcut, de copaci care au făcut-o austriecii în jurul orașului istoric Cracovia. Parcă nimic deosebit, dar anume această fâșie a delimitat orașul și a salvat orașul istoric. Adică pe alocuri, anumite tipuri de garduri sunt benefice a ceea ce înseamnă delimitarea între vechi și nou, delimitarea între ceea ce înseamnă un spirit al epocii și multe alte aspecte. Adică își are rolul și semnificația simbolică gardul, numai că cumva partea estetică mi se pare esențială. Da, și partea estetică, că ai menționat de tot ce înseamnă, ai menționat de planuri urbanistice. Când vorbim de plan urbanistic general, când vorbim de plan urbanistic zonal, în funcție de dimensiune, acolo unde avem de-a face cu o zonă istorică, zonă protejată, da, suntem obligați să avem un studiu de fundamentare cultural, istoric al zonei respective. Când vorbim de o altă zonă care nu are monumente istorice, nu e o zonă protejată, nu mi se impune prin lege acest lucru. Astfel încât nimeni când vrea să-și edifice o construcție nouă sau vrea să consolideze una existentă, nu e obligat până la urmă să țină foarte mult cont de caracteristicile zonei. Da, ține cont de caracteristicile vecinătăților, dar zona per ansamblu, fiind o zonă fără importanță istorică, nu a fost analizată și nu ni se impune. Și în general, în societatea noastră, când ceva nu ni se impune, e lăsat la o parte. Uităm de elementele astea, mergem mai departe. De ce nu se face chestia asta? Eu sunt... Ok, trăiesc în București, trebuie care partea estetică a Bucureștiului mă interesează foarte tare. E o carte foarte plăcută, apărută de la Ordinul Arhitecților, vis-a-vis de lotizarea icoanei. Sau Ioanid, nu mai țin minte. Ioanid. În 1860, asta era o zonă care se dezvolta, 1860. În acea zonă ți se impunea cât sunt parcelele și asta e ce mă interesa apropo de discuția de garduri, cât de înalt și cum trebuie să fie gardul. Aceeași chestie a fost, trăiesc în Cotroceni, a fost în Cotroceni, acolo îți impunea și estetica gardului. De ce după 90 chestia asta a fost desființată? Că în momentul în care vezi o construcție nouă în Cotroceni, în afară de faptul că arată ca o un dinte de aur într-o gură altfel normală, ei, dintr-o dată, toate gardurile sunt înălțimea asta, două dungi, ok, estetica de atunci, și acum este o chestie mizerabilă, așa,
care nu arată nimic. De ce s-a renunțat, este întrebarea, sigur că nu dumneavoastră, eu am și... E ușor. Nu, poate există o treabă legislativă care lipsește. De ce nu mai există niște arhitecți care să hotărască, la fel cum se întâmplă mai în vest, așa, care să hotărască asta, asta, estetic se poate asta. Nu poți să faci într-o zonă în care gardurile au 1,5 metri, tu 2 metri și 3 sferturi, și după să pui și sârmă ghimpată pe deasupra. Surprinzător, da. Din punct de vedere... Surprinzător, lucrurile astea există. Ce lipsește, din punctul meu de vedere, acel decident, deci în momentul în care intervenim asupra unei construcții sau vrem să facem o construcție nouă, obținem un certificat de urbanism. Acolo mi se spune, mi se dă regulamentul, ce trebuie să respect, cum trebuie să respect pentru înțelesul tuturor, astfel încât la final să obțin o autorizație de construire sau o autorizație de demolare pentru a merge mai departe. Eu ca beneficiar, dacă văd că mi se cer niște lucruri, teoretic încerc să le respect. Dacă nu merg cu alte lucruri pe ascuns, zona ilegală, dar nu mergem pe zona asta. Dacă nu mi se cer acele lucruri, nici eu nu am interesul neapărat să le respect. Și vorbim de București. Gândiți-vă că planul urbanistic general al Bucureștiului e din 99-2000. Un plan urbanistic general conform legii urbanismului și amenajării teritoriului e gândit să funcționeze, să-și producă efecte pe o perioadă de 10 ani de zile. 2000-2010. Da, au existat ordonanțe de guvern prin care s-a prorogat termenul de valabilitate cu un an de zile, cu 2 ani de zile, dar gândiți-vă că suntem în 2022 și lucrăm pe un document din anii 2000. Învechit. Și așteptăm nou plan urbanistic general. Și la un moment dat societatea a reacționat. Au apărut acele planuri urbanistice zonale care cu foarte multe minusuri și foarte multe găuri acolo nu erau corelate în teritoriu, nu erau corelate cu vecinătăți pentru fiecare sector în parte. Dar și ele au fost anulate pentru că nu intrăm neapărat în motivarea lor acum, dar până la urmă lucrăm pe un document din 2000 și lucrurile astea nu sunt cerute. Nu există autoritatea care să-mi verifice. Se menționează în planul urbanistic general, de fapt în regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului, care sunt retragerile, care e înălțimea maximă a delimitărilor între vecinătăți, între proprietatea noastră și proprietatea publică, aspectul arhitectural, aspectul estetic, geometria, inclusiv a limitărilor, gardurilor. Dar dacă nu există cineva care să-mi spună, domnul arhitect, domnul inginer care mi-ai proiectat această nouă construcție sau această intervenție, nu ați respectat ce trebuie să respectați, e o... Cei care primesc, care dau în exploatare și acceptă, deci trebuie să verifice. Și cum a spus Mihai, e factorul decident. Deci, din păcate, nu urmărește implementarea în practică a celor prevederi și se lasă de la sine. Fiecare face cum vrea. Dar dacă rigorile astea s-ar respecta, deci atât inspecția în construcție, cât și Consiliul Urbanistic, când aprobă conceptul, când Consiliul eliberează autorizația de construcție, doar se discută. Cel puțin, eu sunt membru al Consiliului Urbanist de la Chișinău, deci cel puțin un proiect mai mare, în 3 etape se discută la nivel de concept și acolo tot există un studiu de, un fel de studiu de a analiza contextul, zone și așa mai departe, chiar dacă nu este zonă protejată istorică, dar e o zonă la care trebuie să ții cont de anumite realități. Deci se pot expune membrii Consiliului, pe urmă cei care monitorizează implementarea în practică a proiectului și cei care primesc la final lucrările, inspecția în construcții. Deci ei trebuie să spună, nu e conform sau nu se încadrează. Dar, din păcate, știm cum e. Da, noi în momentul de față, cel puțin la București, când noi, eu vin din partea asociației My Better, de 7 ani de zile lucrăm pe zona de locuire, locuire sub risc seismic, locuire informală. Noi încă ne luptăm să aducem în discuție și să punem
până la urmă în discuție punem în discuție existența unei obligativități existente. Acea existență a cărții tehnice a construcției. Deci noi încă ne luptăm să aducem în discuție și să punem în valoare cartea tehnică a unei construcții. Până să apucăm să discutăm de limitări, de garduri, să discutăm de aceste granițe. Noi încă căutăm prin arhive elementele unor construcții. De acum 50 de ani, de acum 70 de ani, de acum 30 de ani sau chiar de acum 2 ani de zile, pentru că antreprenorul general nu și-a, conform legislației în vigoare, nu și-a întocmit cartea tehnică a construcției, nu și-a păstrat proiectul inițial, chiar dacă e de acum 2 ani de zile, nu și-a păstrat procesele verbale de la fazele de execuție, nu și-a păsat procesul verbal de recepție finală a lucrării. Deci noi încă avem probleme pe zona de construcții, până să discutăm foarte mult de tot ce înseamnă limitări. Cu voia dumneavoastră aș începe printr-un comentariu și apoi aș lega întrebarea de comentariu pe care îl voi face. Aș începe comentariul fix de la prima întrebare adresată, dacă ați fost în București. Eu vă voi întreba dacă ați ajuns vreodată prin regiunea Campania din Italia, mai ales la Napoli. Napoli considerat unul dintre cele mai mizere orașe italiene și nu numai europene, dar din punct de vedere arhitectural este o bijuterie. Dacă veți ajunge la Napoli, veți constata că aceste garduri nu există. Nu există din diferite motive. Fie pentru că istoric orașul s-a dezvoltat exact cum spuneați, ca un burete, fie pentru că arhitectura zonală nu a permis dezvoltarea, să zicem, pe lat, ci dezvoltarea pe înălțime. Problema fundamentală constă fix în aplicarea legii. În ultimii 10 ani de zile, Consiliul General al Municipal al orașului Napoli a adoptat un proiect de hotărâre prin care se încearcă readucerea la stadiul inițial al orașului. Și plecând de la această hotărâre, ne-am trezit astăzi, în 2022, cu un oraș Napoli, care se dezvoltă foarte armonios, unde clădirile sunt consolidate și sunt consolidate pe baza arhitecturii originale și unde clădirile mai vechi de 100 de ani nu ai voie să-ți montezi nici măcar aer condiționat. De ce? Pentru că estetică este răspunsul municipalității. Și acum aș reveni la întrebarea pe care aș dori să vi-o adresez amândurora. Cum credeți că noi, societatea, experții, autoritățile, am putea ajunge la aceeași masă, da? Și să nu mai avem situații ca în București, unde pe o stradă avem clădiri dezvoltate armonios, iar pe altă stradă clădirea arată ca dracu. Asta este realitatea. Și vă voi da un exemplu. De exemplu, în sectorul 3, pentru cine a ajuns pe acolo, ne-am trezit că administrația publică vine și îngrădește spațiul grădinilor din jurul blocului cu un gard de 3 metri și jumătate, pe care mai vine și pune niște iederă și oamenii ăia s-au trezit brusc într-o cușcă. Fix niște maimuțe într-o cușcă. Tu, dacă vrei să intervii pe spațiu public, să montezi un gărduleț mai frumos, că a căzut ăla de care nu s-a ocupat municipalitatea, vine imediat poliția locală și îți dă o amendă de nu te poți ține după aceea de balustradă foarte bine. De ce? Pentru că ai vrut să faci un bine. Și atunci întrebarea este următoarea. Cum putem, sau dacă putem, dacă mai există această speranță, să ne punem la aceeași masă cu toții și să găsim o soluție, să dezvoltăm armonios localitatea, satul, comunitatea?
Pentru că avem exemplu, scuze și cu asta închei, avem exemplu la Chișinău cu Durleșul, care în ultima perioadă s-a dezvoltat extrem de frumos și extrem de armonios față de celelalte periferii, față de celelalte periferii ale Chișinăului. Și aici cred că o explicație ar fi viziunea arhitecturală și de dezvoltare a orașului. Mulțumesc. O să dau eu un răspuns foarte scurt. Exemplu Napoli e cel mai bun. Gândiți-vă, în Napoli există Universitatea de Arhitectură, Urbanism și Inginerie. Deci o societate care pune la aceeași masă arhitecți, ingineri, urbaniști, în aceeași școală, deci nu în două universități separate, oameni care se cunosc din timpul facultății, trăiesc în aceleași cămine, comunică, lucrează la aceeași proiecte, din momentul în care nu cunosc tainele meseriei până la urmă, învață să colaboreze împreună, ajută orașul peste 2, 5, 10 ani de zile ulterior. Deci asta nu e vorba doar de București, e vorba de toate orașele din România. Unificarea școlilor de arhitectură și inginerie, pentru că, eu fiind inginer, cumva am fost învățat să urâm, îmi cer scuze de expresie, arhitecții care ne impun să facem niște clădiri cu deschideri foarte mari, ceea ce însemna pentru noi ca ingineri 2-3 nopți în plus să armăm niște grinzi sau niște planșe cu deschiderea respectivă. La fel, arhitecții ne urăsc pe noi ca ingineri. Da, nu mi-au respectat proiectul în concordanță pentru că ai mai mutat cu 10 cm un stâlp, axul unui stâlp mai la dreapta sau mai la stânga, sau a trebuit să mărești diametrul unui stâlp sau latura unui stâlp cu atâți centimetri din rațiuni, trebuia să respecti codul de proiectare, etc. Deci nu există comunicarea asta din băncile facultății între specialiști. Și lucrurile astea se văd ușor, ușor, peste 5 ani, 10 ani de zile. Eu doar aș completa. Bineînțeles, comunicarea este cea mai bună soluție între toți oamenii. Implicarea comunității în procesele decizionale sau atunci când se gândește, se conceptualizează, dar mai întâi trebuie o viziune. O viziune de dezvoltare urbană la nivel orașului, la nivelul sectorului și aici ajungem la aceleași puz și pug. Deci fără aceste documente strategice vom avea în continuare haos. Și aceste documente, după cum a spus Mihai, ele trebuie periodic îmbunătățite, actualizate, adaptate noilor tendințe din arhitectură, din urbanism, din inginerie, deoarece nu poți bate pasul pe loc odată ce tehnologiile avansează, dar ținând cont de aspectul de autenticitate și integritate a orașului, mai ales acolo unde vorbim de nucleele istorice. Deci în contextul dat, deci trebuie viziune, trebuie documente strategice care să fie respectate, însoțite de celelalte elemente de implementare, regulamentele în special, și să fie deci respectate. Altfel, nu mai arătăm că avem document, dar nu respectăm, deci nu ne ajută la nimic. Și oamenii, la fel, trebuie implicați. Trebuie educați, poate că sună prea, nu știu, dar oricum, nu ai de unde să le știi pe toate. Și cetățeanul vreau așa. Și îi spui până unde poate să meargă, sau de ce nu e voie, și ce poți face în loc ca să fie și conform legii, dar și estetic, și util, benefic acelui sector sau acele comunități. Deci o conlucrare prin răbdare și prin ceea ce înseamnă viziune. De aceea arhitecții, inginerii, urbaniștii trebuie să depună maxim efort ca să propună acele elemente esențiale ale pugului și puzului ce vor ajuta administratorii, administrația publică locală și în final oamenii să își dezvolte comunitatea într-un stil estetic, dar și confortabil. E vorba de confortul urban. Ținând cont de toate celelalte elemente, fie că vorbim de trotinete, fie că vorbim de altceva care astăzi a apărut și trebuie să ne adaptăm din mers. Cred că, de fapt, discuția este cam limitată, apropo de... Este limitată la partea tehnică, inginerească, fizică, sau alături de ea, nu împreună, arhitectonică. De fapt, cred că toată discuția asta ar fi integrală dacă s-ar include și partea
psihologică sau de mentalitate. A spus domnul despre orașele transilvanene în care nu poți vedea înăuntru. Asta a fost o chestie de mentalitate, de experiență, de viață. Ei și-au construit casele în așa fel, nu ca să nu se vadă înăuntru, ci ca să nu se poată ajunge înăuntru. În partea înregat, în partea mai sudică și estică, un ardelean care vine în regat este uluit, cum adică garduri din scânduri, ce e aia, să vezi tot ce e în spate. Fiindcă el venise cu ideea că trebuie să se apere. Regățenii sau populația din regat se refugia în codru și spațiul rămânea deschis. Asta este un aspect. Al doilea aspect este că ar trebui să ne... E o chestie de educație, așa cum a spus, să ne schimbăm mentalitatea în care inginerii să nu se contrazică cu arhitecții sau cu urbaniștii. Gândiți-vă că romanii aveau ingineri, nu aveau arhitecți, care făceau totul și au ieșit construcțiile care au ieșit. În Evul Mediu sau mai târziu au apărut arhitecții, care Gaudí era arhitect, ca să zicem așa, dar a făcut și partea de inginerie. Adică au fost oameni complexi. Cred că educația ar trebui făcută în sensul acesta. Când eu sunt inginer, ca și dumneavoastră, când discutam de poduri, și am zis, domnule, ne-ar trebui un arhitect să ne arate o formă mai frumoasă. Arhitecții, ce au arhitecții? Noi știm tot. Și cu arhitecții era invers, ce au inginerii, nu? Nu merge așa. Treburile sunt mult mai complexe. Iar elementul de bază, cred că este totuși mentalitatea. Dacă mă simt amenințat, îmi fac un zid în jur. Dacă mă simt mai liber, mai lejer, îmi fac un gard deschis sau un fier forjat sau nu-l fac deloc. Adică să restrângem numai la partea tehnică sau arhitectonică, cred că e cam limitată discuția. Având în vedere că în sală nu sunt doar locuitori din București, foarte utilă prezentarea și foarte utile imaginile, așadar sunt posibili studenți care nu au vizitat București, nu le sunt foarte familiar aceste delimitări de proprietate și în egală măsură au vizitat nici Chișinău, aș vrea să mă spui, Sergiu, dacă există similitudini sau diferențe în cele spuse mai devreme, situația din București cu cea din Chișinău. Eu cred că da, și Mihai a pornit din start, că atât Bucureștiul cât și Chișinău au evoluat în timp și spațiu cam în același pas și în același ritm. Bun, cu anumite nuanțe specifice. Dar dacă vorbim de istorie, de perioade, deci cam au fost subordonate acelor etape temporale. Numai că regimurile politice au fost diferite și bineînțeles că amprenta a lăsat specificul unui sau altui oraș. În rest, legat de garduri, da, avem același fenomen. Eu aș spune că avem garduri identice și în același stil. Explicația e cam aceeași ca la București. Regimul totalitar care a lichidat proprietatea privată a și produs o schimbare de mentalitate și odată recuperat acest drept al proprietății, e al meu și nu-l dau la nimeni, uite, se manifestă în forme diferite, inclusiv prin amplasarea gardurilor. Sigur că garduri au existat și până. Noi avem în unele raioane, spre exemplu, oameni care până în prezent își fac garduri de peste 2 metri înălțime și scândura o pun, deci nu mai e spațiu între, că să nu vadă nimeni. Deci să-și protejeze, deci, și erau și glume, deci, la colhoz pe dealul mare și ne fură așa la are, deci și-a dușea de pe deal să nu mai vadă nimeni ce a intrat în ogradă, în curte. Deci în sensul ăsta, cum a spus dumneavoastră, trebuie abordat în complexitate fenomenul acesta, adaptat sau ținând cont de specificul perioadei, iar astăzi e fenomenul ăsta de a depăși acea frustrare sau de a depăși acea frică care a fost în perioada de tranziție și mai e pe alocuri și să-și delimiteze că uite, ăsta e al meu și nu mă interesează cum arată din afară. Important, deci, că eu sunt securizat pe interior. Și avem foarte multe deci, construcții noi, inclusiv același Durlești, care a evoluat nu atât dintr-o perspectivă conceptuală,
dintr-o perspectivă strategică, este mai aproape de metropolă și terenurile erau mai ieftine. Acum, sigur că au crescut prețurile și investitorii s-au dus acolo unde e aproape și viitorul cumpărător sau beneficiar îi va fi mai ușor să ajungă în zona centrală, de la Durlești, decât din altă parte a orașului, dincolo de Ciocana sau dincolo de aeroport. Deci Durlești cumva a profitat. Că dacă e să analizăm la rece, ce se construiește acolo e un dezastru. La nivel de stil, la nivel ingineresc, dacă este zona stabilă pentru astfel de construcții. De aceea, similitudine există foarte multe între București, că am fost cam supuși în ultimii 200 de ani acelorași fenomene, inclusiv și regimul socialist și perioada post-socialistă, care cumva ne-a deschis oportunități, dar și ne-a lăsat într-o zonă nesigură, de aceea și ne ascundem în continuare după gard. Deci nu am înțeles că libertatea presupune o altă formă de manifestare. Dar rămânem restanțieri la capitolul educație și percepție a ceea ce înseamnă o societate transparentă, o societate democratică și o încredere între vecini. Aici încă mai avem mult de recuperat. Da, și o mică completare. Menționam la un moment dat acele ansambluri rezidențiale care s-au dezvoltat în zonele periurbane, nu doar ale Bucureștiului, ci ale tuturor orașelor din România. Pentru că terenul, cum a menționat Sergiu, era mai ieftin, mai accesibil și mult mai aproape, să zicem, de punctul central al orașului, locul de muncă sau școala respectivă. Aceste ansambluri rezidențiale în sine reprezintă mici orășele, mici sătucuri, unde, da, am perimetral un gard păzit, securizat, dar tot ce înseamnă spațiu public, piațetă, poate o piscină de vară, poate o cafenea, aceste elemente nu conțin elemente de garduri de limitare. Spațiul public e unul comun. Am acces, văd în curtea vecinului tot ce înseamnă vehicul personal, bicicletă, jucăriile copilului, căruciorul, e lăsat în exterior. Astfel încât el e accesibil întregii comunități. Și discutăm aici de o comunitate de 500-1000 de persoane până la urmă. Deci pe măsură ce reușim să împingem granițele acestor comunități către exterior, lucrurile se pot îmbunătăți în viitor. Dar, cum a menționat și domnul, ține foarte mult de comunicare și ține foarte mult și de încrederea noastră față de persoana de lângă noi, persoanele de lângă noi. Făceam o retrospectivă acum, gândindu-mă la gardurile pe care le-am văzut în localitățile rurale, de exemplu, din Republica Moldova, și respectiv la factorii care au determinat ridicarea acestor garduri. Mi-am amintit de localitatea în care, cu siguranță, ai fost Sergiu Scosăuți, lângă acea carieră de piatră, în care zidul, nici nu este cel puțin un gard, e aproape la nivelul casei. Când am mers prima dată în această localitate, deci nu aveai nicio șansă, practic, să vezi casa, pentru că zidul din piatră ajungea, practic, la nivelul casei. Deci este un gard, probabil, tip cetate și o rațiune sau un factor care ar explica exact vulnerabilitatea istorică sau omul care se simțea vulnerabil din perspectiva sentimentului de securitate, probabil. Gardul acesta care îți amintește de un gard cetate, fiind din piatră, ridicat până la nivelul casei, în care poți pătrunde în interiorul curții și sunt și în alte localități. Bine, au avut cariera de piatră care a facilitat cumva un asemenea gard, dar de ce să-l faci atât de înalt la nivelul casei? Deci atunci un asemenea... E foarte interesant ce ai spus, Diana, și vreau să completez un pic ce spunea sau să nuanțez puțin ce spunea domnul inginer mai devreme. Faptul că au avut carieră de piatră, au putut să le-a permis să facă aceste garduri din alte. Dar în multe zone sudici, din partea de sud a României și de est, nu sunt materii prime care să le permită oamenilor să ridice împrejmuiri, la fel cum sunt cele din Ardeal. Nu ai lemn, că nu sunt păduri, și nu ai piatră atât de multe. Și atunci ești nevoit să-ți faci niște garduri din acele... Nuiele. De nuiele sau din...
turbinile de la Floarea Soarelui sau din pevice altfel materialul din această parte rudimentară. E adevărat, deci materia primă e un element esențial în construcția gardurilor și ele există din preistorie. Deci noi în unele zone unde am făcut magnetometrie în siturile cucuteniene, în jurul cu urmelor de construcții, case și a grădinii, se văd urmele de gard. Adică au rămas urmele de la pilon și poți reconstitui zona protejată. Din ce era, cred că tot din nuiele sau din lemn, dar vis-a-vis de înălțimea gardurilor. Ea a crescut odată cu frica. Deci noi avem în zonele centrale ale Basarabiei orheiul vechi, satul Piatra, Butuceni, Trebujeni, și dacă ne uităm la gardurile din secolul trecut, sau, mă rog, deci de acum 100 de ani, erau din piatră, dar erau până la brâu. Deci un metru, 1,20 m. Odată cu căderea Uniunii și-au ridicat gardurile, cum spui tu, la Cosăuț. Deci, Ucraina imediat, Cosăuțul e o localitate nordică și evident că erau scușnuri intemperii, dar e foarte larg, e peste Nistru, da, și dincolo Ucraina. Eu mă gândesc și ăsta ar fi un factor care explic cumva. Eu cred că mai degrabă de spiritul ăsta, de proprietate, deci să-și facă gardul cât până la streșina casei, dar a crescut în ultimii ani, deci nu e istoric. Acum 50-100 de ani, gardurile erau mult mai joase, deci lumea se simțea mai liber. Mai sigur. Da, făceam o completare aici, eu sunt buzoian, deci nu sunt bucureștean, nu vă speriați. Și în Buzău avem faimoasa fabrică de... Producem plasa de Buzău, acea plasă. Și în momentul în care s-a dezvoltat fabrica respectivă, foarte multe proprietăți din Buzău au început să fie îngrădite, nu cu lemn, nu cu piatră, ci cu plasă de Buzău. Pentru că exista materia primă. Ba mai mult, în momentul în care la fabrica de sticlă au început să producă acele crămizi de sticlă folosite în spațiile interioare, brusc, la gardurile din Buzău au apărut cărămizi de sticlă, pentru că aveam o fabrică de sticlă. Deci depinde foarte mult de industria locală. Avem carieră de piatră, folosim piatră. Dacă avem și o fabrică de cherestea sau în zonă, cu siguranță o să folosim mult mai mult material local. În funcție de contextul istoric, trebuie să ținem cont și de dezvoltarea economică a orașului respectiv și ce materie primă există pe plan local. Pentru că prețul materialului e mult mai mic decât un material cumpărat de la 100 de kilometri depărtare. Eu cred că aici trebuie să spunem și de factorul politic. Vă dau un alt exemplu. Câțiva ani în urmă, la Ismail, primar a devenit un om din zona business-ului, care are uzină de producere a pavajului. Ei, în ultimii 5 ani s-a pavat tot orașul. Și acolo nu era pavajul, a fost scos pavajul vechi, s-a pus pavaj nou. Nu mai continuă, că înțelegeți. A ajuns omul la putere, a ajuns omul la resurse, direct, ca să nu mai cumpere de la alții. Deci, și ei, cei de la Ismail, fac glume. Deci, nu știu, cred că degrabă și în parcuri, deci, se va pune în loc de covor de iarbă pavaj. Trebuia să-și vândă produsele și atunci și propaganda a fost corespunzătoare. Aminte că a ajuns la decizii, mai ușor. Deci a fost la un moment dat Adrian Videanu, care avea fabrica de borduri de la Simeria cu Vanusimu și de acolo s-au schimbat, de acolo a început borduriata, care nu se mai termină. De atunci a rămas obiceiul cu schimbatul bordurilor de două ori pe an. Cred că înlocuite din 2 ani. Cred că mai este un lucru extrem de important legat fix de ce spunea domnul inginer de educație și de factorul psihologic. Dacă ne uităm ceea ce se întâmplă în statele scandinave, unde vom găsi fie garduri foarte mici, fie aproape deloc, sau de vegetație, asta pentru că teama de incluziune în viața privată nu există. Pe când în România această teamă există și este una reală, da? Pentru că suntem foarte obișnuiți, exact, avem obiceiul ăsta prost, dar foarte vechi, să ne uităm să vedem și ce e în curtea vecinului,
să vedem dacă i-a murit capra, Doamne ajută să moară și pețeaua. Adică incluziunea asta în viața privată a fiecăruia ne obligă cumva să ne protejăm și cum o facem, ridicând gardul până la 2-3 metri. Da, iarăși, ține de educație și cred că ușor trebuie să începem să schimbăm mentalități, mai ales că de atâția ani de zile suntem în Uniunea Europeană și tot călătorim, dar tot balcanici am rămas. Adică, cred că și factorul ăsta de europenizare, da, ar trebui să plece nu doar de la politică. Da, când vorbim de europenizare, cred că ar trebui, în primul rând, de aici, de la societate, să începem, să schimbăm mentalități. Și o sper că generația mea și generațiile din urmă vor încerca să schimbe lucrul ăsta. În Suedia și Olanda n-am mai avut nici perdele. Nici perdele, exact. Iar eu când am scos perdele de la mine, tot mi-a avut un șoc. Cum și nu mai, că ai scos-o de tot? Și invers, dacă ajunge acolo, îți pui perdele și îmi păstrare la tine. Eu am pățit-o, a venit poliția, deci eu sunt pățit. Trebuie să definim până la urmă care e spațiul personal, acei, nu știu, 10 metri unde, într-adevăr, avem nevoie de intimitate și care e spațiul personal cu deschidere către public, unde, da, pe mine nu mă deranjează să-mi arăt către exterior biblioteca, masa, bucătăria, dar e vorba de educație, ușor se vor schimba, sper. Da. Bine, dar dacă ne întoarcem puțin la problema concretă pe care o puneați dumneavoastră și care fundamental era o chestiune de gardurile și haotismul din dezvoltarea urbană, până să modificăm educația și mentalitatea, câteodată ele sunt foarte frumoase, chiar așa cum sunt față de Suedia. Cred că rezolvarea cea mai eficientă este ce faceți dumneavoastră la o scară mult mai mare. Încercarea de a se implica societatea civilă cu bunele și relele ei, nu contează, cât mai mult în construcția legislativă și chiar construcția planului urbanistic general, care nu e sau care se schimbă cu 20 de derogări pe lună și așa mai departe. Că este cea mai rapid eficientă și pentru lumea de vârsta care este în sală, este probabil singura disponibilă. Nu ajungem prea des în Parlament, nu ajungem să influențăm arhitectul șef al Capitalei, care schimbă prin derogare de 5 ori regimul de 2 nivele la 7 nivele de arată ghetoul de la Herăstrău, de zici că e o glumă proastă, ok, dar dacă asociații ca dumneavoastră sunt mult mai numeroase și active, acolo e singura speranță. Cu educația e un lucru frumos și mare. Durează. Prea mult. Aș vrea să aduc în discuție și îngrădirea spațiilor publice. E totuși discutabil, există și în West-Gradon de Luxemburg, deci unele sunt înconjurate pentru ca să închidă noaptea, să nu existe vandalism pe spațiu public, să nu existe drogați înăuntru care își găsesc adăpost. Vezi pandemia când s-au închis parcurile, dacă e un gard se poate închide. Vezi Casa Poporului, la care există o discuție să dărâmăm gardul, dar când a intrat cineva în Casa Poporului, sărici gardul și atunci au fost scandal mare și cred că asta va mai păstra gardul o vreme. Oricum să dărâmă singur, dacă nu se deranjează. Și apropo și de ideea vezi ce-ți dorești, în America, în orașe, nu prea există gardul. Fiecare are, ați văzut în filme, spațiu verde, fiecare căsuță, dar trebuie să-ți îngrijești foarte bine spațiu verde. Dacă iese gârtița undeva într-o grădină, sar vecinii, nu e bine, trebuie să nivelezi.
ei măsuri, deci acolo, dacă este deschis, trebuie să arate totul super. Deschis. Da, din punctul meu de vedere, încă toate gardurile astea nu reprezintă o problemă pentru societatea românească. Avem alte lucruri cu care ne luptăm. Ne luptăm cu cutremurul, zona asta mai puțin cu cutremurul, ne lucrăm cu neprotejarea unor clădiri istorice, degradarea lor, ne luptăm cu intervenția nefundamentată la aceste construcții, anumite intervenții făcute de non-specialiști. Deci, din punctul meu de vedere, încă nu e o problemă pentru noi. Mai avem alte lucruri de rezolvat, dar, într-adevăr, implicând partea de societate civilă, dacă noi nu avem capacitate, cu siguranță există alte organizații, entități, care își pot deschide, nu știu cum e sediul acestui festival, aceste curți, către orice persoană care vrea să le vadă, vrea să le cunoască, vrea să interacționeze cu ele, e un lucru bun. Dar încă mai avem alte probleme până să ajungem la rezolvarea granițelor dintre noi și granițelor din societatea noastră. Anticipat-o și mi-ați dat răspunsul. Asociația din care faceți parte, ce poziție are vis-a-vis de, ce spunea și doamna mai devreme, proiectul sau propunerea de proiect de a se da jos, a se demola gardul din jurul patrului Parlamentului? În primul rând, ok, din punctul nostru de vedere, da, ăla e un gard care ar trebui demolat, pentru că spațiu, discutăm de un spațiu public care trebuie conectat cu un alt spațiu public. Până la urmă și spațiu verde e tot un spațiu verde, strada e tot un spațiu verde. Discutăm de conectarea celor două spații. Nu suntem pentru demolarea tuturor gardurilor, pentru că discutăm, nu știu, pe anumite zone din București, zona Cotroceniului, zona Bulevardul Dacia, mai sunt anumite garduri care împrejmuiesc anumite clădiri cu caracter istoric. Unele garduri sunt incluse inclusiv pe lista monumentelor istorice, deci pe alea nu, alea trebuie lăsate și puse în valoare. Sunt anumite obiective publice. A fost în discuție, fac o paranteză, gardul, gărduțul din zona Ateneului, acel gărduț betonat de 40-50 de centimetri. A fost o discuție dacă îl demolăm sau nu. Nu. El a fost gândit, a fost gândit în contextul întregului ansamblu de la Ateneu, ca să pună în valoare spațiul verde, intrarea la Ateneu. Deci, niște arhitecți au gândit spațiul ăla în coerență. Da, vrem să-l deschidem cu restul piațetei. E altă discuție. Nu avem o părere generală, pentru că noi ca ingineri în echipă, având și geografi, având și economiști și urbaniști, discutăm punctual, specific, de o anumită zonă. Nu generalizăm lucruri, discutăm de la caz la caz. Da, Casa Poporului, da, a întrebat, spațiul public trebuie deschis și conectat cu restul spațiului public, din punctul nostru de vedere. Mai am o întrebare apropo de film, ca să terminați de spațiu și așa. Ce e cinema de zi, spune doamna Banciu? Un fel de teatru... Era o scenă, era o... Nu, era un spațiu deschis, adică un cinematograf fără acoperiș. O grădină de vară cu spațiu pentru... Da, cinema de zi, cinema de vară, acolo mai era și teatru verde în jos, da. Da. E o calchiere, deci o traducere din limba rusă. Da. Cinema în aer liber.